dispoziției primarului numărul 78 din 25-3-2022. Ați fost convocați astăzi în ședință ordinară pentru luna martie. La ședință participă 12 consilieri din 13. Domnul Bugaciu, este plecat din localitate. Ședința este statutară. Dăm cuvântul domnului Fodor pentru a preia, supune la vot ordinea de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitude a unor drumuri de exploatare situate pe teritoriul administrativ teritorial al Comunei Princep, de către SC Balcani Est, grup SRL, în scopul ofițării unui parc eolian pe teritoriul Comunii Princep de sub apel, inițiator primarul Comunii. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului public de alimentare cu apă și canalizare cu personalitate juridică, juridicalnic, sub ordinea Consiliului Local al Comunei Princep, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Princep. Proiect de hotărâre, punctul 3, privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiție, înființarea sistemului inteligent de distribuire gaze naturale în Comunele Princep, Corbasca, Tătărăș, inițiator primarul Comunei. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Florea Vasile ca președinte de ședință pentru luni, în aprilie, mai și iunie 2022, inițiator primarul Comunii. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului Comunii Concerul de Bacău, modificarea organigramei și a statului de funcții din aparatul de specialitate. Inițiator primarul Comunei Princep. Punctul 6 diverse. Supunem la vot Lică. De acord cu... Lică. Supuneți la vot procesul verbal la ședința anterioară. Procesul verbal la ședința anterioară. Procesul verbal la ședința anterioară și supunem la vot. Cine pentru? Abțineți, cineva. Da? Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitutea a unor drumuri de exploatare situate pe teritoriul administrativ teritorial al Comunei Princep de către SC Balcani Est, grup SRL, scopul înființării unui parc eolian pe teritoriul Comunei Princep Bacău. Inițiator, domnul primar. Da, bună ziua, domnul consilier, și bine ne-am întâlnit în ședința de Consiliu din 31-3-2022. După cum ați ascultat ordinea de zi, la punctul 1 avem aprobarea dreptului de servitute a societății SC Balcani Est, grup SRL, care această companie, această societate, a făcut un plan de urbanizional pe mai multe comuni. O să vă citesc ca să vedeți în ce. Echip Încești, Dealul Mării, Motoșeni, Stănișești, Glăvănești, Oncești, Vulturieni și Răchitoasa. Pe raza Comunii Princep, dacă vreți, vă pot arăta, avem harta aici, avem un număr de 12 eoliene care urmează să se construiască. Cele mai multe sunt pe partea despre Horgești, de la Soci. Avem la Soci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pe partea Sociului, la Petrești 8, 2, 4, 6, 7, 8 și mai avem 4 pe partea din spre Chileben, pe la Observator, pe undeva pe sus, acolo, spre Ganceani. Ca această societate să-și poată amplasa eulenele, noi, Consiliul Local, trebuie să dăm un drept de o aprobare, drept de servitute, la drumurile care face legătura cu aceste eulene. Deci, de la drumul județean 252B, dacă următoarele drumuri, drum de exploatație 2595 Pâncești, drum de exploatație 2599 Pâncești, DE 313, DE 428, DE 313, DE 61892, DE 382, DE 382, 1199, DE 1973, 1577, 1709, 1721, 1056, 1139, 1140, 1141, 1300, 1390, 1289, 1288, 1127.
Și cam asta. Deci toate drumurile sunt de exploatație agricolă. Noi știți că am mai avut, avem în derulare proiectul cu modernizarea drumului de exploatație. Mai mult decât atât, trebuie să insistăm să găsim soluții și să ne modernizăm, că dacă acest proiect va fi finanțat și se vor face aceste 12 iuliene, este avantajul comunei noastre că vom încasa pași și imposte pe construcții, pe salarii, pe salariați ce avem acolo, să vor mai crea niște locuri de muncă. Deci, s-o voi încerca că un fost administrație, pe timpul domnului Moțoc, eu am cu niște grupuri de... Asta eu nu am... Nu sunt nici sceptic, dar nici atât de pozitiv că se vor duce la finalizare, dar am înțeles că se pune mare accent pe energia verde. Uniunea Europeană finanțează înființarea de eoliene și parcuri de fotovoltaice. Deci ar părea că de data asta chiar vor fi finanțate. Cam asta aveam de spus, dacă sunt întrebări. Deci noi chiar am mai fost, am emis un certificat de urbanism, avem aici la dosar, că s-a făcut planul de amplasament și toate astea. E cu avizul structurii de specialitate a Consiliului Județean Bacău. Deci ar părea că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună. Cam asta pentru punctul 1. Dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Întrebare așa, da. Firma trecută cu eolienele care au venit atunci, au cumpărat ele, nu? Da, da. Și de unde e firma respectivă? Sau deci, mai plătești impozit? Sau... Firma care au cumpărat terenul, fiindcă nu prins finanțarea, l-au revândut. O mare parte din teren l-au cumpărat SECE Agrofab, care știți proprietarul de aici, Angel. Și Angel acolo l-a vândut la firma asta. L-a vândut, l-a închiriat. Are contract de închiriere pe nu știu câți ani ca să-și poată amplasa eoliene cu drept de exploatație. Au un contract între ei. Deci mare parte din teren e cumpărat acolo. Sunt câteva care sunt amplasate pe domeniul public. O să venim cu contract de concesiune sau de închiriere și o să plătească care sunt pe domeniul public a comunii Pâncești, dar deocamdată noi le dăm dreptul de servitude, ei sunt la nivelul de certificat de urbanism, când înseamnă să-și adune toate documentele, deci până la autorizare, când o să le dăm autorizația de funcționare, o să reglementăm și cu închirierea terenului, să vedem, facem o evaluare, a fost în scurt, și n-am avut când să vedem, să facem o evaluare a terenului. Firma respectivă o vândut tot. Da, deja au trecut prin două mâini de atunci. S-a mai vândut la o altă firmă tot pentru eoliene. Nu reușesc să facă, l-au vândut ca așa agricol. Și am înțeles că preotul Angel, administratorul firmei SECE Agrofab, închiriază, nu vinde. Sau poate vinde, e treaba, da, între părți. Da. Câte eoliene din astea? 12. Și toate pe pământul Agrofab? Nu. Câte? Nu știu câte. Nu știu câte prinde exact la el, dar mare parte. Dar ce crește noi în el lui Benea, care a murit, el vându-se la urmă. Deci fie că ei trebuie să aibă carte funciară sau un contract de închiriere, dar sigur că trebuie să aibă o proprietate. Agrofab, cred că sunt cel mai multe de pe partea asta, pe Chelea Bene, unde au vreo 5. Probabil mai au și-l arunc pe aici, undeva, pe... Agrofab a dat în arendă sau în chirie doar cei proprietari pe teren. Să nu aibă el acte de arendă pe pământ pe 10 ani și îți arendezi eu ții din pământul ăla. Nu, el trebuie să fii proprietar, că trebuie să faci un act de construcție, că îți faci construcții, să eliberezi ce faci de urbanism. Înțelegi aici. Da, trebuie... Și drumul mi se pare pe alea. Acum da, o să fac acte între proprietar și societatea care amplasează eoliene. Dacă are arendat pământul la o persoană fizică, să nu-l subînchirieze la o societate. Nu, nici n-are voie, pentru că e una când e drept de uz agricol, și alta pentru... Da, e stagnat chestia asta. El trebuie să aibă minim pe 49 de ani concesiune sau drept de proprietate, firma respectivă.
Deci nu ajungem în situația în care... Nu, deci noi v-am cerut aprobarea Consiliului Local să ne dăm momentan acces pe drumul de exploatare. Nu se poate arenda terenul ăla, că e vândut de mulți ani. Ăla nu se mai poate arenda. La care vă referiți? De exemplu, la Petrești, da? Terenurile care sunt vândute, că o lua bani pe terenul ăla. Dar n-are treabă cu primul proprietar, noi vorbim cu ultimul. Nu poate, nu pot să-l mai arendez terenul la eu. N-am cum să-l arendez. Terenul ăla e vândut la, de exemplu, cum e... Păi îl arendează, îl concesionează, pardon, nu arendează pe 49 de ani actualul proprietar, cine e asta? Exact. Proprietar de asta. Deci nu arendator, n-ai dreptul la... Asta nu. Bine. Acum. Să nu ne strice drumurile care deja s-au făcut. Nu, trebuie să ne asigurăm un drept de acces ca să nu frânăm dezvoltarea comunei, dar și să faci un lucru, și să ne strice ce pune la vot la urmă, nu? Nu, fiecare. Da, bun. Cine ia vot? Proiect de hotărâri privind aprobarea înființării serviciului public de alimentare cu apă și canalizare cu personalitate fiscală în subordinea Consiliului Local al Comunei Cruset, Bacău, inițiator primarul Comunei Cruset. Da, după cum știți, am avut anul trecut, am fost chemat la Botoșani cu la NRSC cu sistemul de apă. Deci noi aveam două variante, ori să-l predăm la CRAP, ori să înființăm serviciul public de dezvoltare de utilități publice. Dumneavoastră, Consiliul Local, ați hotărât că vom înființa acest serviciu. Noi am, datorită crizelor de anul anterior, cu pandemia, cu criza financiară a PNDL2, n-am să reușim cu canalizarea. Ideea a fost ca să mergem cu amândouă dată să le introducem în acest serviciu public de prestări servicii. Am primit o notificare de la ANRSC Botoșani și ne cam obligă într-un fel să luăm o hotărâre la nivelul care suntem. Și acum am decis împreună cu conducerea comunei și sperăm să avem aprobarea noastră să înființăm acest serviciu. Ce include momentan acest serviciu? Include... trebuie să avem un șef serviciu, care momentan va fi pe 6 luni viceprimarul comunei, legea ne permite. Vedem dacă în 6 luni nu reușim să... facem act adițional să introducem și canalizare, sperăm să terminăm în 6 luni sau cel mult 9 luni de zile, până la finele anului ăsta trebuie să terminăm canalizarea. O să mai prelungem cu 2-3 luni viceprimarul să fie șef serviciu de apă canal, ca să putem funcționa. Și un angajat care îl aveam deja în Roman Marin, îi facem transfer de la primărie la serviciu de public de alimentare cu apă. Și o să mai trebuiască contabilul care momentan ține tot contabilul primăriei. O să vedem cum să găsim o formulă, ori să-i plătim în part-time în 2 ore, dacă ne permite legea, o să studiem problema asta din punct de vedere juridic. Că nici nu avem cu ce plăti contabil separat pentru serviciul ăsta de apă, că e o activitate în scurt. Deci, într-un cuvânt, ce se urmărește? Ați reținut la când am avut ședința de buget, că avem două bugete. Unul, bugetul local al comunii și bugetul de autofinanțate. Deci bugetul de autofinanțate va fi separat cu serviciul public de apă, canal, iluminat public și ce o să mai fie gaz metan sau ce o să mai urmeze de aici acolo. Dacă toate serviciile aceste publice ar fi funcționale, da, e posibil să fie nevoie de contabil acolo și să plătim din acest serviciu, să creăm banii, până să fie și canalizare și gaz, metan și toate utilitățile. Dar momentan o să găsim o soluție ca să putem și funcționa și nici să... nu vă ascund nici varianta că de a
da către o societate specializată cum e Crabo, care au specialiști, dar am avut o discuție și cu dânsii să vă prezint în Consiliu. Dânsii spun că toate aparatele de măsură a apei, apometrii, acele apometrii, trebuie să fie în domeniul public. Deci nici într-un caz nu ne ia apă până nu le scoatem în domeniul public. După aceea am pus problema cu cei care nu au posibilitatea să achete la timp. Noi am mai amânat cei cu 416 sau persoane vulnerabile, într-un consumator vulnerabil. Eu zic că, domnul, noi nu discutăm. Cel care nu plătește, îl debranșăm. Sau dacă nu, primăria să le acorde acele subvenții la cei în imposibilitate de plată, ca să nu îi fie obligații de branșez de la apă. Dar tot la fel o zis să avem și apa și canalul funcțional, deci nu le ia separat, să fie la pachet. Deocamdată eu zic că e bine să analizați și să înființăm acest serviciu, pentru că altfel nu ne dă voie să mai funcționăm cu apa și e obligatoriu să facem acești pași. Și după ce terminăm canalizarea, vedem, o să mai luăm o decizie atunci, dacă credeți că nu putem susține acest compartiment, de acest serviciu care trebuie să aibă și șef serviciu și instalator, acum șeful serviciu poate să-și lucreze, nu neapărat. Am putea pune, de exemplu, un șef serviciu, chiar dacă mă angajăm un om, să punem unul dintre băieții care lucrează deja la apă. Dar contabil trebuie să aibă studii în domeniul sistem contabilitate. Da, cam astea sunt... Noi am adunat documentele care ne se cere. Noi avem un studiu care urmează să-l facem zilele astea de oportunitate. Și în rest avem toată documentația pentru înființarea acestui serviciu cu personalitate juridică, care se află în subordinea primăriei. Deci, ei periodic trebuie să vină să raporteze, trebuie să... Deci, să subordonează primarului ca și serviciu, dar ca și financiar, el trebuie să se autofinanțeze, trebuie să... Dacă până acum, la Curtea de Conturi, mai dădeam o explicație că băieții de la apă îi folosim și la poduri, la drumuri și la astea și îi plăteam de la buget, în cazul ființării acestui serviciu nu mai putem plăti decât din ce încasăm de acolo. Când în calcul că energia a crescut... Nu cred că funcționa. Aproape. Cu energia, cu angajare, deci, cu... din punctul meu de vedere, indiferent de situație, apa, cel puțin cât vei fi o primară, țin cu dinții să funcționeze, indiferent de ce probleme sunt. Prin mai multe considerente. Una, că e necesară și indispensabilă cetățeanului pânceștean. Doi, nu mai avem fântâni sau când nu au fost funcționale 15 ani de când ne înființați sistemul de apă și s-au părăsit, s-au degradat. După aceea, analize le facem lunar, pe când la fântâni nu se fac poate nici din 10-20 ani sau niciodată. Pânza freatică a comunii, datorită când am avut canalizare, în foarte multe locuri infestată de apă uzată de la băieți și de la astea. Deci e foarte important ca serviciul de apă să funcționeze și va funcționa, indiferent dacă o să fie, să găsim soluții legale, să chiar acolo la persoanele vulnerabile care au mulți copii și au pe venit minim garantat și nu au alte venituri, o să căutăm soluții legale chiar să le acordăm subvenții în viitor, dacă e altă posibilitate mai. Un anumit procent, prin Consiliul Local, se putea să 20-30% subvenționeze primăria. Da, deocamdată trebuie să înființăm serviciul când nu mai putem funcționa. Altfel ne dă amendă între 30 și 50 de mii de lei. Am primit deja avertizmentul și urmează amendă. Dacă nu înființăm acest serviciu. Sunt de acord pentru înființarea serviciului public și trebuie, dar cu oameni competenți, cu diplome și cu, chiar dacă trebuie un contabil, angajați un contabil. N-are cum să nu fie apa rentabilă. Cetățeanul plătește, va fi și canalizare, o să aibă de unde. Dar
Dacă dumneavoastră iar dați atribuții domnului viceprimar, care probabil și ea e încărcată cu... și mai încărcați acum cu alte sarcini și pe situații de urgență sau ce mai are ea și cu gunoi și pe asta, eu nu știu că îi mai face față. Eu zic, deodată să căutăm oameni în sat competenți, care sunt, au cursuri de ce trebuie. De dacă ne-ați zis, o sursă de finanțare, să vă spun cum stăm textual. Pe anul ăsta, la apă n-am încasat, pe anul ăsta la apă n-am încasat niciun leu, dar am plătit în fiecare lună 25-30 de mii de lei lunar la numai energie. Deci avem deja 3 luni, am plătit 700 de milioane până acum, fără să încasăm un leu. E motivul finanțarea lor. Ați văzut Cravul. Cravul vine și vă cere. Vreau contorul pe domeniul public, vreau canalizarea să fie și o preiau. Așa o preiau și eu. Consiliul local și cei care au înființat serviciu atunci, care au înființat sistemul de alimentare cu apă, trebuia să prevadă clar că toate apă merită să fie în stradă. Fără acum nicio problemă se poate face o investiție să scoatem afară apometrele și să nu mai iasă discuții. Da, o să facem preț de cost, o analiză de cost la apometrelor în stradă și la ședința viitoare o să mă prezint în Consiliu, să vedem de unde rupem niște bani și o să, dacă avem posibilitate, renunțăm la alte finanțări, la alte finanțări pe anul ăsta, deci găsăm în buget bani pentru a scoate în stradă. Da, plătim o greșeală, practic. Plătim o greșeală, dar pe viitor ne va fi bine. Angajăm oameni care... Decât să-i subvenționăm pe ăștia care, de fapt... Da, de subvenționăm tot o să subvenționăm. Dar nu în bani. În bugetul local, dacă ei au familii foarte, foarte vulnerabile. Vulnerabile, da. Da, extrem, în cei care extrem, nu vor să plătească. Cei care sunt în prag de sărăcie extrem. Nu, cei care nu vor să plătească, să găsim soluții să plătească. Da, o să... Vedem, deocamdată, până la finalizarea canalizării, o să fie provizoriu, dar pe viitor ne trebuie un... Da, o să fie un serviciu funcțional. O să vedeți că avem și alte... la alte puncte cu gaz, metan, cu astea care zicem noi că va fi lucruri bune în comun asta, dar populația e cam îmbătrânită și nu au putere economică să acopere. Adică ori sunt prea bătrân, ori sunt săraci că fac parte din categoria din 416 din legea, care sunt beneficiari în legii sociale. De asta da. Când te duci să iei unul la treabă, nu vin fără 1,5 milioane pe zi. Și o să subvenționăm. Să dai 4 lei pe apă, nu poți. Să subvenționăm, doar mâini liniștiți. Nu, subvenționăm să scoatem în drum apometre, la poartă. Da, mă, să mergem la ședința o discutare, dacă... Vara asta am luat o lucrurile astea. Vreau să trec ceva, dacă se poate. Plata apei nu se poate introduce în sistemul de la impozite și taxe cum e gunoiul. De exemplu, vine sfârșitul anului, n-ai plătit în momentul când... Ar trebui să așteptăm balanțul anului cu unul... Nu poate să până să vine să plătească 10 milioane. În oraș, în cerțile urbane și chiar și în alte comune, plătesc lunar. Deci eu am și eu pe ficiorul ăsta la apartament, plătește lunar 100-150 de lei pe lună. La noi om ar vrea să plătească 100 și folosește apa într-un apartament cu două camere și 3 persoane, dintre care un copil până în 5 ani. La noi ar vrea să plătească 100-150 de lei pe an și să curgă apa non-stop, să udă și grădina, și via, și spere și mașina, și... Și iarna să o lese în îngheță, da. Și să plătească un 50 de lei pe an, dar nu se poate. Deci, atâtea zeci de mii de tone de apă urcate în vârful dealului, nu se urcă fără curent electric și la vale vin gravitaționale, adevărat, dar la deal trebuie înființă cu curent. La deal așa, că, așa că trebuie să găsim soluții. Acum lucrăm la sistemul 3 de apă, aici la Pâncești. Am avut niște specialiști care au făcut o denisipare, fac niște studii în foraj. Până cu bună parte din cetățenii o să mai racordez la sistemul 3 de apă și aici poate o să fie mai cheltuieli mai mici în ideea că nu mai băgăm apa în bazin, ci o injectăm direct pe coloană cu stații de clorhidrare calculată pe
1000 de metri cubi sau cum se calculează acolo, mă rog, stații speciale, și va funcționa sub formă de hidrofor. Când se slăbește tensiunea, nu pornește, când ajungi la 6 sau cum o legăm conform conductelor să nu crape. Deci, dacă nu montați apometrele, să nu faceți aceeași greșeală. Nu, deja de, noi am pus la sistemul ăsta 3 de apă, avem 3 km jumătate de conduct, montat odată cu canalizarea, care noi am plătit prețul de cost a conductei și manoperi n-am plătit niciun leu, pentru că manoperi au fost plătite pentru pe canalizare. Și totodată echipa noastră de la apă au montat la cei care și-au exprimat dorința că vor fi, să vor abona, să fi consumatori, am montat direct în stradă apometrele din prima fază. Deci nu avem niciunul și nu va fi niciun abonat cu apometru în curte. Deci nu mai comitem doar un greșeală. Dacă se băga deodată, nu era nicio problemă. Da. Eu cred că românești trebuie luptă mulți ani, două și scoasă apometrile. Am văzut să luăm casă cu casă, cu om și venim cu un preț, cu casă, vrem unii găsă. Subvenționăm, dar de fapt ce subvenționăm? Și... Da, trebuie să reducem într-adevăr pierderile la maxim, trebuie să găsim soluții să nu se închidă sistemul și să-l putem ține în funcțiune. Adică să avem și sumile necesare de a funcționa. În ce a spus aici, a spus că înființarea serviciului public este provizoră pe 6 luni. Mi se pare normal, de atâta timp cât nu s-a finalizat apa și canalizarea, ca să plătim un serviciu complet, nu cred că ar exista fonduri. Așa că, dacă este provizor pe 6 luni, se suplimentează sarcina în limita posibilităților și vedem ce iese. Iar cu apometrele, eu aș avea o propunere. Să, cum a zis și domnul consilier, să găsim o modalitate să finanțeze primăria, cred că nu ar costa atât de mult, nu prea sunt așa de mult, iar acolo unde sunt cadruri, unde se observă că s-a umblat la, dacă spus pe românește, s-a furat apă, să-și plătească omul scoaterea apometrului în drum. Și se poate plătească. E mai greu să depistăm ce-a făcut acum un an, doi, dar nu avem nicio... Cum poți să faci o furație la apometrului? Cum îi depune? Decopertezi tot. Și scoaterea în drum, de fapt, a fost discutată de multe aici. Este un control mult mai eficient asupra consumului. Pentru că știe fiecare. Da. Este, nici poate spune domnul Mare, cât costă un cămin. Îmbrașament, un cămin cu tot capat, stradal, cu toate. Peste 2000. Atunci problema va fi veșnică. Dar să faci un calcul așa, la cât e... De prima dată, dacă se scotea un strat, da, de la în ultimii 5-6 ani de zile, de când sunt eu primar, dacă cunoașteți vreun caz care a abonat nou și să n-aibă apometru în stradă, vreau să-mi spuneți și luăm măsuri. Da, scoate mi banii mei. Da, așa au fost 10, știi? Au fost puțin, 5-6, 7, 10, cât au fost. Da. Da. Nu poate fi controlat. Ori îl scoatem în stradă, ori nu. N-ai cum să-l controlezi pe omul. Sau nu este o variantă, o societate care fac cămini tot, ăștia pe la Rus-Trans, căminile de beton, vine un expert de la primărie și îi urmărește. A venit, l-a montat, este mata apometru. Cât costă? Atât. Poate suportă și proprietarul, poate suportă și primăria, se poate face un bilanț, ori mai scade din valoare la apă. Apă, în afară de pierderi de avare și de așa zisele furturi care sunt ca și evaziunea fiscală prognozate, că
vă spun, ridicăm cota din evaziune fiscală, dar nu știe nimeni cu exactitate cât evaziune se face. Mai avem și alte pierderi, de exemplu, la Vladnic, lângă fundul Văiei, pe șoseaua la foc o casă, într-o noapte și părinții nu au avut apă, ca un sistem învechit de apă și ăsta, și au luat de la noi 7-8 cisterne de rămas de apă. Deci, am obligat, nu știu, să lăsăm să cază, să ardă casa și să mergem apă. Acum există și varianta să facem o compensare între comuni, să le facem adresă, dar trebuie măsurată, cântărită, cât apă. Da, adică adresia. Acum toate pierderile și toate furturile sau ce sunt ele, șeful de serviciu public de alimentare răspunde. Adică doamna viceprimară. Dar și până cu tot doamna a răspuns. Dar noi, nu poate să fie normal dacă noi nu facem, deci, nu facem ceva să fie pe profit. Câteva puncte unde am avut pierderi foarte mari au fost la Soci, pe la Nunu Vasilic, acolo, care au fost, am schimbat conducta. Au fost la fostul primar, domnul Moțochion, aici, am schimbat conducta. Avem 2 ani, n-am mai avut niciun... Am mai avut la Brânză Vasile aici, care... O să schimbă și aici. La Sandu Gheorghiță? Unde? La Sandu Gheorghiță? La Sandu Gheorghiță... Era praf, non-stop. Da, da, am facem un calcul foarte simplu. Vedem cât kilowatt sunt consumați, sau dacă aveți apometru principal, și vedeți dacă corespunde cu ce teren. Nu prea corespund, pentru că sunt pierderi. Cine trebuie la răspundere? Dar legea ne permite să avem până la 15-25% pierdere, noi avem 50. Da. Ca să fie profitabil și să-l înființăm noi și să fie a nostru, a comunii, a Consiliului Local, trebuie să facem investiția asta. Și chiar dacă el dai firmei CRAB, tot trebuie să o faci. Tot trebuie făcut. Dar noi altfel. Ei, noi altfel. Nu știu dacă noi punem pe după ce ei ne măresc apa. Vor, ca fac să cel puțin 10 lei metru. Nu, 10 lei. Să spunem la Gura Văi, luată prin CRAB sau nu știu ce societate au dat tot, au avut 11 lei, nu avea. Și au închis, nu a putut funcționa. Nici nu pot să... Da, domn primar, dar până la urmă să facă 10 lei cel puțin, deci eu să n-am apus la subiect. Problema e că sunt foarte mulți abonați care au pensii de 1000 de lei și trebuie să ne gândim și acolo că nu-i simplu treaba. Și o să vină și canalul. Și canalul, da. Vedem, cred că cel mai important este să conștientizeze fiecare cetățean și să folosească cât mai puțin apă, că apa care avem nu e pentru irigații, pentru uz casnic, pentru apă mergentă. Da. Dacă nu conștientizați și vrea să ude și solarul și... El ude, că plătește. De apă. Dar dacă o fură, nu conștientizează la nimic. Da, o să vedem și ciobanii care au câte 500 de oi, dacă au puturi sau dacă folosesc apa și noi nu știm, să facem o comisie și chiar o să facem o verificare mai amănunțită să găsim, să detectăm pierderile. Dacă noi am eliminat pierderile prin avarii, de nu mai avem pierderi pe avarii, ar trebui undeva să apropii de procentul care ne permite legea. Da, cam asta e. Deci până la finalizarea lucrării de canalizare, înființăm serviciul ăsta public în subordinea, ca șef serviciu viceprimar. După aceea o să vedem în funcție de... să mai întâmplă. Și punem la vot? Da. Punctul 2, ce nivel? Punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea de viziu general pentru obiectivul de investiții, înființare sistemului inteligent de distribuții, gaze naturale, în comun, în cerc, cu abasca, tătără. Iniciator, domnul primar. Haideți să vă citesc cam cum a sunat hotărârea. Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul de investiție, înființare în sistem inteligent de distribuție gaze naturale din comuna Pâncerci cu Basca Tătărești, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Salin, conform anexei 1, care face parte integrată din prezenta hotărârii. Articolul 2. Se aprobă devizul general estimativ al investiției, întocmit conform anexei 2.1, care face parte integrală din prezenta hotărâre pentru obiectivul de investiții, înființarea sistemului inteligent de distribuție gaze naturale, Corbasca, Pâncești, Tătărești.
Articolul 3 se aprobă caracteristicile principale ale indicatorilor tehnico-economici și obiectivul de investiții, ai obiectivul de investiții cu aceeași denumire. Articolul 4 se aprobă implementarea obiectivului de investiții cu același denumire în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saline, asumate de la bugetul local Comunei Pâncești, cote de cheltuieli proprii care revin în cadrul bugetului parteneriatului. Și aici vă dăm la punctul A. Valoarea totală a investițiilor ADI cu TVA 105.766.235, buget de stat 102.593.861, buget local total ADI 3.172.373. La B, valoarea investiției pe Comuna Pâncești cu TVA 39.402.366 de lei, dintre care de la bugetul de stat 38.278, bugetul local 1.128.859. Asta e pentru Comuna Pâncești. Articolul 5. Este desemnat domnul grădinar Vișinel, primar al Comunei Pâncești, în calitate de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publică Pâncești-Corbasca-Tătărești, GAZ, județul Bacău, va întreprinde demersurile necesare pentru înscrierea proiectului asociației în cadrul Programului Național Anghel Saline. De asemenea, va semna cererea de finanțare și va transmite documentele necesare. Va facilita comunicarea cu autoritatea de management. Articolul 6. Prevederile prezente în hotărâri vor fi duse de la îndeplinirea primarului Comunei Pâncești și compartimentul de contabilitate. Articolul 7. Prezenta hotărârii se convoacă prefectul județului Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate și aducerea la cunoștință publică în grijă secretarului general al Comunei. Și avem cererea de finanțare, care o pot arăta la cameră și aici. Deci e aceeași cerere, nu se modifică niciun leu, sunt aceiași bani care am avut depus proiectul și îl avem în continuare și pe COIM, pe infrastructura mare. După cum ați înțeles și știți că acest ADI e înființat pe cele trei comuni, cu sediul la Pâncești, în sediu în locația Căminul Cultural Petrești, avem un spațiu acolo care funcționează acest ADI. Președinte subsemnatul și contabilul primăriei. Am mers la fel, sub aceeași formă, ca la, aici să mai multe explicații, ca la înființarea sistemului ăsta integrat, sistemului de apă, pentru că până se va finaliza, noi considerăm că putem funcționa așa, adică plățile se va face prin ADI, deci va semna pe contabilul și primarul și chiar am insistat că contabilul David chiar nu era de acord în prima fază. Și azi două, de fiecare dată când trebuie să semnez ceva, nu-mi convine să merg la Tătărești sau să vină de la Tătărești aici, trebuie să fim un înființat ADI-ul, să fie și președintele și contabilul. În final l-au acceptat, să-și facă un program separat, că funcționează pe lângă bugetul comunii. Banii, după cum ați văzut, o să-i primim de la finanțarea Anghel Saline. Au fost 105 proiecte care au fost transferate. Noi suntem, cum am mai spus și altă ședință, în primii 25, adică s-au alocat 5,5 miliarde de lei special pentru instalațiile inteligente. Și chiar am fost într-o discuție apreciat județul Bacău și ADI-ul nostru, pentru că e făcut sistemul de gaz, va putea funcționa și cu hidrogen. Deci când se va ajunge la acea performanță de... Deci investiția va avea utilitate și pe zeci sute de ani. Așa că... Noi încă nu avem drumuri. Nu, trebuie să mergem cu toate odată, pentru că dacă le luăm pe rând, nu le terminăm niciodată. Mergem și cu canalizare, și cu drumul, și cu apă, și cu gaz, și cu de toate. Asta e partea primăriei, ați văzut că e vorba de 1 milion și ceva de lei, probabil
când o să, după ce semnăm finanțarea, următorul buget, că sigur pe bugetul anului ăsta noi, sau dacă o fi după rectificare, să trebuiască la fiecare plată să găsim, să prevenim sume în buget pentru partea de cofinanțare. Da. Cam asta e. Punem la vot, cu încredere, fiind pentru. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Florea Vasile ca președinte de ședință pentru luni, aprilie, mai, iunie 2022. Așa cum s-a stabilit și în regulamentul dumneavoastră de organizare și funcționare, în ordine alfabetic, cu 3 luni de zile, fiecare consilier va prezida de ședință. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind organizarea aparatului de specialitate al privatului comunei prin cerul de Tubacău. Modificarea organigramii și a statului de funcție a aparatului de specialitate. Inițiator, domnul Privat. Da, după cum știți, avem mai mult de 2 ani de zile de când am înființat acest centru integrat care e alături de noi, care funcționează pe două axe. Centrul integrat se finanțează pe programul operațional, prescurt APOR, pe care primim 100.000 de euro. Și pe POCU, pe planul operațional capital uman, am avut 3 angajați pe compartimentul asistent social. Am avut un asistent sanitar, un mediator școlar și un psiholog școlar. Și asistentul social din primărie. Necesitatea transformării școlii în centru integrat am prevăzut pentru axa 8, îmbunătățirea infrastructurii în sănătate, educație și social, deci socio-medico învățământ instituțional, da? Pentru ce prevede aici acest centru? Să funcționeze un centru de permanență pe partea medicală, cu un cabinet de medicină legală, cu tot cu dotări, conform legilor în vigoare, să funcționeze un centru de permanență cu medici și asistenți pe 3-4 comuni. În viitor o să găsim finanțare la nivel de județ. Am avut chiar zilele astea o ședință la prefectură și sunt 2-3 centre înființate pilot care sper să fie dotate cu salvări, cu oameni și să preia cazurile minore, permanența care va fi aici, să preia de pe 3-4 comuni, cum ar fi Gorgeș, Corbasca, Gânceana, Parincea sau, eu știu, Corbasca, care mai avem pe jurul nostru, și cazurile care s-ar putea trata pe acest centru să nu mai ajungă la primele urgențe, cumva să decongestioneze UPU Bacău. Pe partea de permanență medicală, pe partea socială și învățământului, avem obligația noi am identificat 150 de persoane. Noi avem la nivel de comună circa 30-32% persoane aflate în prag de sărăcie. Din ăștia am identificat un grup între 150 de persoane, 50 femei, 50 bărbați, 50 copii, pe care s-a studiat timp de 2 ani de zile și încă mai urmează 2-3 ani de zile. Și vor primi, începând de la, cum am spus, asistență medicală, consilierii școlară la copii, chiar și la părinți, acolo unei nevoie, mediere școlară. Programul prevede eliminarea sărăciei și incluziunea socială, adică să fie fiecare cetățean să aibă acel nivel minim garantat de stat, deci nu numai financiar, și nivel minim de viață. Și în special să vă urmări nu numai grupul țintă, dar să vă urmări în special familiile vulnerabile cu copii minori și aflați în prag de sărăcie.
Da, cam da, asta. Mă scuzați, mediatorul. Noi, mediatorul, asta să cui îi explică ce au făcut? Mediatorul, mediatorul, mediatorul vine lunar cu situație la primar, pe care o vizăm și au fiecare. Noi avem o colaborare cu trei ministere. Ministerul Educației, Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și a Justiției Sociale, da? Ministerul Administrației, adică noi, al patrulea. Trei ministeri față, în afară de al nostru, care suntem administrația locală. Fiecare angajat, avem un mediator școlar cu jumătate din urmă, avem un psiholog școlar cu jumătate din urmă, fiecare pe latura lor de învățământ au un coordonator la nivel de județ. La nivel de țară sunt 132 de comuni, la nivel de județ sunt, nu știu, 7-10 comuni care au centrele astea integrate. Fiecare prezintă raport lunar, vine la primară, vine cu lista la ce persoane au consiliat, cu care au discutat, prin sondaj mai verific și eu dacă într-adevăr au fost, au și poză, au și scris ce au discutat cu fiecare, să audiați, să se intervievați fiecare copii, părinți, să luptă să se elimine sau să reducă abandonul școlar, să grijă față de copii, să adică se integreze copiii în societate. Dar până acum a fost mediator, da. în cadrul societatea lui a fost... Deci ăștia toți mediatori școlari cu psihologul școlar și cu asistentul au funcționat diferit, că n-am avut centru. Că nu o să fie centru integrat, atunci o să funcționeze în acest centru. Asistentul, doamna... Deocamdată e doamna Nuța, că e plătită de DSP. Mediator e domnul Cătălin Roșu, de la școală, că e învățător profesor acolo, a fost acolo. Și psihologul e doamna Moise, doamna Moise Lian. Ei vor fi în continuare? Nu, noi ne-am obligat ca să... Ei vor putea funcționa ca să... Asta, dar... Dacă îmi dați voi puțin, da. Deci, noi pe organigramă trebuie să avem un asistent social cu studii de specialitate, care a fost deja inclus în organigramă cu câteva luni în urmă, care va fi scos la concurs, bineînțeles, și un asistent comunitar. Asistentul, da. Asistentul social, asistent social va rămâne David Lenuța în continuare, că e deja angajat, da. Deci nu mai angajăm altul. Da. Și asistent sanitar, avem obligația, așa ne-am angajat de la început, că asistent comunitar, fiecare comunare, puteți să întrebați, au și câte doi, Corbasca, Orgeștiu, noi n-am avut, s-o tot insistat, ni s-o plătit. A fost plătit o mână jumătate de către Direcția de Sănătate Publică, urmează ca de scoatem postul la concurs și asistentul medical comunitar va fi plătit de către primărie. De aici încolo. Va fi subordinea dumneavoastră, adică îl controlați dumneavoastră? Ei face parte din compartimentul social și în subordinea primarului, da. O să-i dăm și alte sarcini în completare, deci nu o să... Și le facă pe astea foarte bine și... Da, da, eu sper că o să-l fac. Am avut control săptămâna trecută pe dosare din încălzări, care la nivel de comună nu au fost decât 800 și vreo 25 de dosare. Am luat prin sondaj 25 de dosare și, într-adevăr, au constatat că doamne de la asistență socială cunoaște bine comună. Au fost întrebări de fiecare om cum trebuia să meargă în teren, o să mai revenă cu 14. Ei și acolo să mai găsesc câte o chestiune, un document de completat la... Da. Dosar care oricând se găsește, deci și pot să vă și spun ce lipsuri am avut. De exemplu, n-am avut la toți cetățenii adivenețe de la ANAF. Urmează acum, într-o săptămână, să activăm un program 4-in-ven, care, prin care un funcționar din primărie sau chiar și 2-3 funcționari care la asistență socială sau taxe și impozite, poate să scoate adiverențe de la ANAF, fără să mai deplaseze cetățeanul la... Puteți duce vorba în teritoriu, că nu mai e nevoie de la adiverențe de ANAF, fie pentru bursă școlare, pentru rechizite sau pentru alte drepturi, se poate scoate direct la... se va putea scoate direct la primărie. Nu. Noi am încercat și prin Consiliul Local și referitor la încălzări să
ducem o muncă de lămurire cu cetățenii care n-au primit, de ce n-au primit, sau mai pe scurt, clauzele care duce la eliminarea ajutorului de încălzire și le mai repet o dată, că dumneavoastră la rândul dumneavoastră ar veni intrați în discuții cu cetățenii. Deci cei care au mai peste 20 de are de teren intravilan nu beneficiază, se excluși de la drepturi de încălzire. Cei care au două case sunt excluși. Cei care au două mașini, indiferent de vechimea lor, sunt excluși. Cei care au dubii sunt excluși, care au tractoare sunt excluși. Deci că noi avem obligația să primim orice cereri de la orice cetățean, dar nu putem încalca niște legi care duce la eliminarea. Nu poți să ai 3-7 tractoare și să ții ajutor social, ajutor de încălzire. Astea sunt, dacă vreți, aveți întrebări. Atunci, punem la vot, punctul 5. Punctul 6, divers. La divers aveam, domnul, adresa școlii. Da, adresa școlii. La divers avem o adresă prin care are să vă citesc în mare, așa. Adresa vine de la școală, prin care zice, facem la cunoștință că în anul 2018 grădința cu program normal numărul 2 Pâncești și-a încheiat activitatea urmând, prin mutarea grădiniței în corpul de lângă gafița de aici, grădința 2 Pâncești 2 nu a mai funcționat la, în școala de la Pâncești 2. În anul școlar 21-22, școala gimnazială numărul 1 Pâncești, școala de centru, funcționează în două schimburi, învățământ primar cu 6 clasă, cu un efectiv de 111 elevi, învățământ gimnazial cu 4 clase, cu un efectiv de 93 de elevi. Școala dispune de două laboratoare, o bibliotecă, 5 săli de clasă, pentru a respecta criteriile legislative, economic, demografic, geografic, oferta educațională și pentru creșterea randamentului școlar, considerăm că ar fi oportun și necesar ca toți elevii din unitatea noastră de învățământ să poată desfășura orele de să-și poate desfășura activitatea în orele de schimb bună de dimineață. Pentru că nu avem spațiu, venim cu rugămintea și propunerea pentru a reabilita și recondiționa, renova corpul de la Pâncești 2, școala de la Pâncești 2. Acum, sincer să fiu, solicitări sunt și de la mulți părinți care tot amenință sau chiar sunt intenționează și să-și mute copiii la Răcăciuni, pentru că copiii de la ora prânzului trebuie să odihnească doar, nu să vină la școală. Deci ei vin obosiți la școală, randamentul cel mai mare e la primele ori și eu am fost la școala de la Pâncești 2, acolo unde ar trebui să renovăm și sălile de clasă le-ar putea recondiționa cu oamenii de serviciu de la școală, de pe bugetul școlii, deci se facă o igienizare și un parchet pus pe jos. N-ar fi prea mult cheltuială și ar avea angajații de la școală care ar putea să... În schimb, holul care e destul de degradat și se impune construirea toaletelor interioare, că așa nu ne dă autorizații de SP-ul fără... Am mai... și alte comune. Și noi, dacă nu se intervine la structura de rezistență a școlii și se face în interior, deci nu se mărește suprafața locuibilă, se poate face mai, cum să zicem, fără autorizații de construcții. Din materiale ușoare, deci fără să afectăm structura de rezistență. Noi o să contactăm o firmă, dacă dumneavoastră decideți că reabilităm acest și dăm utilitate la acest corp de școală, contactăm o firmă care să facă o situație de lucrări. La următoarea ședință vă prezentăm situația de lucrări, cât costă renovarea și construirea băilor, practic, și a holului. Partea de exterior o să facă tot școala, așa ne-am înțeles, cu schimbat ceva polistirene, pe unii s-au mai spart și igienizat. Curtea o să facem noi cu 416 și cu igienizare și ce mai trebuie făcut acolo. Singura investiție care ar fi băile care, nu știu, zic eu,
Am experiența de la Fulgerești și de la Soci, unde au fost banii de la Ministerul Învățământului, au fost în jur la 600-700 de mii. 60-70 de mii, adică... Aici sper să facem cam în jumătate, că școala e mai mică și o să căutăm să facem mai... Dar au crescut prețul de materiale. Cresc prețul de materiale și tot greu să fie, da. Nu putem nici să facem o improvizație, că nu ne autorizat să desfășurăm, deci trebuie să facem conform legii, o să chemăm un... Dar școala de la Fulgeriș și la Soci? Școala de la Soci funcționează cu 1-4. Toate școlile, în afară de asta care v-am adus în discuție acum, toate au toalete și băi funcționale, cu apă caldă, cu tot, tot sunt în regulă. Din Dieneț. Dieneț e dezafectat acolo, dacă îi găsăm altă utilitate. Dar o să, tot pe divers, o să discutăm și despre Dieneț. Că... O să le punem la discuție pe amândouă. În ultima lună am avut foarte multe intervenții, cel sunt 3-4 intervenții cu cetățeni din Dieneț, că avem pe UAI un proiect de reabilitare a sistemului de irigații de 1 milion de euro, care banii sunt la ușă, cum se zice, și mai avem termen 34 de zile să începem lucrările, să intrăm pe licitații. Și au apărut niște discuții pe acolo, că nu mai vrea președinta să rămână în continuare, că să aleagă altul, că o ales pe altul ăla, o cedat în prima săptămână și eram cât pe ce să pierdem bani. Acum, după câteva întâlniri cu consultant ANIF aici, în aceeași locație, cu consultant, proiectant, reprezentanța ANIF-ului, fermierii și noi, primăria, am ajuns la concluzia că și l-am convins-o pe doamna Niță Liliana să mai meargă 3 luni de zile, să termin licitația, să se înceapă lucrările. Că dacă se încep lucrările, ca orice lucru început, are toată șansa să ducă la sfârșit. Și acum a rămas să funcționeze în continuare de asta 3 luni de zile și în timp de 3 luni de zile să reorganizeze UAI-ul ăsta. Și să-și aleagă un nou președinte. Ce probleme întâmpinăm? Oamenii, chiar așa m-am explicat, oamenii au primit apă gratis de 30 de ani, cei mai mulți. Unii au plătit care au avut grădină, dar vorbim de cultura mare, de porumb. Noi, ca să putem accesa proiectul ăsta, i-am făcut membri UAI și toți cei care însumează 470 de hectare de teren, deci începând de... Că proiectul se întinde pe 3 comuni. Pe Parava, aici la Valta lui Toma, Dienesu, care are 90% din suprafață, și Marvila, care e pe Corbasca. Deci Parava, Pâncer și Corbasca. Când se face o ședință din 470 de proprietari, din 470 de hectare, dacă ar fi o medie de un hectar pe cetățean, ar fi 470 de hectare, dar medie e sub un hectar. Deci ar trebui să fie 4-500 de oameni care e proprietari de teren. Când facem o ședință aici, câți credeți că vin în loc de 400? Vin 7-8-10. Și nu poate să hotărască 7 oameni pentru 700, pentru 400, nu? Ei, vin programul... Acolo nu va fi pace. Dar li se insistează apa. Zniful, dacă... Atunci vin toți. Zniful... Da, dar e prea târziu. Deci, da, ce dai mort o groapă și așa poate pământ, el e cam târziu să mai refaci ceva. Ce da, eu n-aș vrea să ajungem în situația, nu mi-aș dori, pentru că și eu sunt cetățean acolo, afară că sunt primar și am și eu teren în lungă și nu mă rudi și vreau să mulți de aici care sunteți din zona, dacă nu au părinții, rudi, dar dumneavoastră au teren acolo și terenul cu irigație are o altă, un alt preț de post, un alt randament, vedem secetă, continuu, ultimii 3-4 ani n-am mai avut zăpadă, n-am mai avut ploaie iarna. Și noi, în loc să sunt comuni care strâng rândurile și înființați sistem de irigație și noi să le sfințăm. Deci ar fi ceva, exact s-ar întâmpla așa ceva în comună, să se închidă sistemul de irigație, deși nu e a nostru, e a UAI-ului, dar e pe rața comunii până cești 90%, eu consider că ar trebui să ne dăm cu toții demisia să plecăm acasă, sau că n-avem putere de a lămuri oameni decât să ne voteze la 4 ani și atât. Deci, nu, trebuie să discutăm mai clar cu fiecare. Om, ai drepturi, ai și datorii. Nu, că se meargă capanacul. Uite că nu mai merge capanacul. Noi tot am vrut-o din an la an, trebuie să apa se monitorizează, să noi... ce se întâmplă?
hidroelectrică, ca să iei de la vârf, hidroelectrică ca să ne dea apă gravitațională pe conducta aia de 500 sau cât este ea, pierde niște kilowatt-oră care ar produce curgând prin turbinile lor. Și atunci, apele române. Dați-mi voie să termine și vă zic acum. Apele române. Nu, o luăm pe față. Deci hidroelectrica ne cere bani pe curentul care l-ar fi produs pe apa pierdută. Că zice, dacă nu, luați-vă de la Valea apă de uzină. Luați-o cu pompa, voi, trageți-o de acolo. Apele române ne iau, adevărat ce spune domnul consilier, ne ia și eu o serie de bani pentru cantitatea de apă estimată și s-a mărit estimarea, cum avem și noi la apa menajeră, s-a mărit la dublu acum. Deci e mai ușor să o ai contorizat decât estimată. Și dacă lași să-ți estimezi, să-ți estimează cât îi permite legea pe cota maximă, cât îi permite legea. Și atunci, cum am funcționat până acum? UAIU făcea cerere de apă la SNIF. SNIF-ul fiind intermediar între apă română și hidroelectrică. SNIF-ul livra prin contract apă UAIU-ului, milioane, zeci de milioane de metri cubi, cât aveau estimat o cotă de apă, cât le trebuia anual, și cereau bani de la stat. Statul român, prin facturare, au plătit SNIF-ului bani pentru energia pierdută de hidroelectrică și pentru apele române care s-au achitat la zi toate cotele astea. E, în momentul dacă se desfințează UAIU, SNIF-ul nu mai are contract de livrare a apei și atunci cetățenii vor rămâne, de nu sunt obligați să-și bată conductă în pânza freată și să-și tragă apă de acolo. Dar nici din pânza freată, că nu poți folosi apa decât pentru consum propriu, să-ți produci legume pentru casă. Dacă vii la primărie și cei certificat de producător, noi nu putem elibera certificat de producător, decât cetățeanului care, chiar dacă are pompă în grădină, are autorizații de la apele române. Și un proiect la apele române e 7.000 de lei, 70 milioane, numai proiect. Deci vă dați seama ce situație pus cetățean. Deci eu sunt obligat, forțat să conduc această organizație să funcționeze. Pentru că nu mai putem elibera certificatul producător la cetățeni. Noi am făcut cam pe toți membrii UAE ca să le putem da certificate. Acum, eu nu mai poate veni nici la satul. Nu pot spune că 2 euro satul îl luat cu ce el? Cu apă de la sistemul de apă menajer n-ai voie, din pământ n-ai voie, apă de ploaie n-ai plouat, nu plouă. Deci omul îi strâns cu ușa, trebuie să meargă pe un singur drum. Nu are cum să... Așa drumul fiind cel legat. Am convingerea că prin mai multe terapii din astea, prin mai multe ședințe, populația o să înțeleagă că e necesară apă. Se va da în continuare subvenții, s-a reabilitat acolo transformatorul, rețeaua de electrică la pompa de apă, deci conducta de la baraj, din baraj, de la sorb și până la pompare, e a SNIF-ului, proprietatea SNIF-ului, inclusiv stația de pompare, e a SNIF-ului. SNIF-ul fiind statul, statul român în teritoriu, condus de către SNIF prin angajaților. De la conducta de la stația de pompare a apei și toate coloanele sunt UAIU-le, organizația utilizatorilor de apă, care la fel sunt personalitate juridică. Cam asta e. Cu iluminat public. Trebuie să găsim o soluție mai bună. Iluminatul public nu trebuie introdus în același serviciu cu apa. Până să-l introducem, haide să nu lăsăm oamenii să-i condamnăm la întuneric. Păi veniți cu propuneri. Sunt propuneri și din rândul cetățenilor să aprindem 4 ore la miezul nopții și să strângem nimisare. Nu e o soluție asta. Asta nu e o soluție. Eu vă spun ce soluții, ce propuneri sunt. Dacă vreți să faceți economii, da. Bine, sunt multe modalități, dar nu vi le spun acum. Păi spuneți-le, poate găsim una viabilă și economisăm din... Asta ar trebui să mergem mai mult pe jos. Adică? Propun. Mergem cu o felinară în mână? Nu, să mergem cu bicicleta. Cu bicicleta, da. Mai mergem cu mașină. Da, corect. Da. Dacă s-o scumpit și motorina, s-o scumpit da. Toate. Eu zic că o soluție ar fi nu să strângem de pe lumină. Asta... Păi nu le-o strâng nimeni de tot.
Nu. Astăzi, nu. Dar poate a fost o perioadă în care până s-au de la, de la 10 până la 5 de beznă. Nu, nu, nu. Păi, nu. Deci de la 11 acum. De la 11 ora. De la ora, la ora actuală, cât aveți, domnule Vizpra? Păi de la 11 la 4. S-a venit seara de la 8 jumătate, că am zis da, până seara. La 10 jumătate, până la 11. Da, și până la 11 în gură. Da, și de la 11 la 4 dimineața, păi într-adevăr, sunt stinse. Păi eu ce zic? Da, și de la 4 la 6. De la 4 la 6, da. Soluția ar fi, cred că, ce, dacă tot vrei să faceți economie. Nu știu, vorbiți cu firma respectivă, cine are mentenanțe sau cine face, lăsați doi stâlpi. Unu da, doi nu. E cea mai eficientă, dar nu putem lăsa comuna în beznă totală. E cea mai eficientă, părerea mea. Da, noi acum la nivel de... ce probleme am întâmpinat pe iluminat? Au fost lampele foarte vechi, intra ceață, ploaie, ăsta se ardeau becurile, nici nu termina echipa de completa becul și urmă suna oamenii să ia soarță. Acum am luat ca și... decizii și am schimbat din net și Pâncești, toate becurile am schimbat cu LED pe 5 ani garanției. Deci în 5 ani de zile pe satele Pâncești, din net și Chiliabeni, 3 sate am făcut, da? Da. Complet. Astea 3 sate, 5 ani de zile, nu mai avem de cheltuit un loc cu mentenanță, cu schimbarea becurilor. Vă spun că am luat o hotărâre, un stâlp da și unul nu, că așa au fost lămpile vechi. Și am zis că dacă tu se urcă pe stâlp și o dă pe asta jos, nu se mai urcă și pe cealaltă, că toate manoperele astea costă bani. Deci omul, tu ți-o dau pe asta, ți-o odată de bani, mai urcă pe cealaltă, ți-o dă așa, dacă se urcă pe stâlp și... am zis, nu mai e bani pe demontat. Și atunci eu am acceptat varianta să nu mai ia bani pe demontat, dar condiția să fie... pe cealaltă stâlp, să urcă, să nu mai... au și dreptate, că da, și unul au pierderi din manoperă. Am mers pe varianta că cetățenii s-au obișnuit cu poziția că eu am bec, ăla n-are. Aici este pus, e dintotdeauna unul da și unul nu. Acum, ca să le iau de aici, să mut dincolo, vă dați seama că mi-aș pune atâția oameni în cap, dar de ce mi le ieși în mulți de la mine, că sunt mai larg doi liberi și porțiune? Nu am spus să luați un beș și să nu mutați din cap. Păi ai zis că e un stâlp. Nu să-l întrerupeți, dacă vreți să faci... Păi nu putem, că iluminatul se întrerupe din transformator. Și ori ai toate, ori n-au niciunul. Cine stă să urce fiecare pe fiecare? Doar nu fiecare stâlp cu comutător. Vorbiți cu firma... Da, să-l desface la rețea. Îl sigilează. Am înțeles. Dar nici nu putem sta prin tunelul domnului. Adică nu mi se pare normal. În 2022 nu suntem singuri acum. Nu suntem la 8 la 5 dimineața aprinsă și gata, nu se poate prinde cursul zilei. Nu se poate așa ceva. Nu, atunci instituim o taxă pentru iluminat public. La ședința viitoare să facem un preț de cost. Și le lăsăm toată noaptea prins și mai încasăm de la cetățenii. Da, domnule, de exemplu, o să fie mult mai bine dacă de la 8 la ora 5 dimineața va sta aprinsă. Decât să aprindă de la păi ora... Păi bine, dar de unii luăm bani, domnule. Spune de unii bani. Păi și până acum nu s-o luat. S-a prindeau becurile, de exemplu, s-a prindeau la ora 5 jumătate seara, în anul de aia, s-a prindeau. Și dimineața la ora 8, când era ceață, s-a aprinse. Deci eu vă spun... Era atâtea ore de funcționare. Noi dacă le aprinde de la ora 8 seara până la 5 dimineață, scad orele alea. Vreo 4 ore de dimineață și cu vreo 2 ore de cu seara 3, s-au făcut 7 ore. Haideți să vă zic o glumă. Și că cu ora de vară și ora de iarnă, că la 8 încă e lumină acum și trebuie să le aprinzi exact. La 9 jumătate. Exact, de bine profităm. Și că un indian în vârstă, zice, întreabă pe omul alt, pe român, care a schimbat ora de vară și de iarnă, zice, cum credeți că faceți economie? Păi zice, se lumină mai târziu, lucrează mai pe lumină naturală omul ce-și. Și o zic că numai omul alt poate gândea așa, eu indianul, că dacă tai un colț de pături dintr-o parte și îl coși în partea cealaltă, crește randamentul, adică nu e același. Cam așa am pățit și noi. Indiferent cum am vrea să mutăm programul ăsta, de la 8 la 9, trebuie să luminăm și toată noaptea, ca să fie lumină, cum spune domnul consilier, dar să găsăm sursa de finanțare, eu sunt de acord. Găsăm sursa și lăsăm apes. Punem înapoi, că avem celulele fotoelectrice, sunt pe stâlp. În loc de ceas, închidem ceasul, mută pe celulele fotoelectrice, când se întunecă, se aprind, indiferent care e ora, când se lumină, se stâng. Da, da, dar sunt multe de funcționare, dacă el când se aburgește un pic sau e ceasă, se aprind, îi consum în plus la domnul primar. Da, nu s-o prea aprind, sau au intersit. Lămpile astea, dacă sunt ultimă generație, ULED,
nu sunt și inteligenti cu senzori de mișcare. Una o lăsăm permanent, două cu senzori de mișcare. Da, când o să facem pe proiectul așa pe tot fondul voi, avem un proiect cu lămpi de ăsta care sunt inteligente. Am văzut în multe localități. Da, da, pe proiect ăsta ce am cumpărat noi. Am cumpărat pe banii noștri și ne-au dat la prețul de anul trecut cu 50 de lei lampa cu montat, cu tot. Deci la prețul ăsta, aceia care spune de asta, da, 500. Celălalt e inteligent, trece de 1.300 de lei lampă. 500 de lei lampă. Eu am luat una care l-am luat pierdut cu 400 de lei. Când îi veni zonă să mă aibă. Cu montaj, cu tot. Eu am luat o soluție. Da, mă. O să analizăm. Vă zic, decât să fie imbeznă toată comuna, mai bine preferă omul. Doi stâlpi, nu? Unul da... Sau panouri solare, dacă faceți un proiect. Și acolo trebuie bani. Noi am... Dar soluția pe viitor, dacă vreți să o mai țineți pentru întuneric, nu putem sta. Soluția asta ar fi. Un stâlp cu lumină, unul, doi, nu. Și ieșiți tot la banii aia. Dar cu lumină în sat. Nu mai vezi o lumină, nu? Nu merge, asta e cu capra vețină. Deci tu stai... Deci la tine au venit, e cu capra. Ori stai pe toți oară, nu merge, nu, nici nu. E atunci, vă asumați, le sunt condamnul. Nu, eu, deci nu eu, Consiliul Local, dumneavoastră vă asumați. Deci dumneavoastră... Eu nu mi-a sunat. Nu, da, bun, dumneavoastră spuneți, deci dumneavoastră spuneți să meargă toată noapte, da? Veniți cu o propunere cu taxă de... Bani nu găsiți, trebuie să găsiți. Dar nu avem voie, domnul, că astea sunt pe autofinanțate. Deci n-am voie să... Deja am luat de la buget și nu e legal. Avem curtea de codul, văd dacă... Deci sunt majoritatea comunului, nu se institui taxe de iluminat public. Bani de achiziția unui nou teren a găsit? Păi n-am găsit, că nici nu luăm. Acum punem în discuții, chiar la diverse, ca să... Deci la discuția care am avut-o cu PNRR-ul, fiindcă nu sunt bani în buget și am luat fiecare capitol în parte, nu avem de unde renunța, sunt proiecte în derulare, în implementare și trebuie să le finanțăm. Și nici n-aș dori ca să fim singura comună din județul Bacău, arătată cu deștiu, că nu primim aia 330.000 de euro minim care ne dă prin PNRR. Și atunci, supun spre aprobare Consiliul Local, să... facem acea construcție pentru medici și pentru persoane din învățământ în curtea camionului de la Petrești, unde avem teren, e terenul nostru, facem o dezmembrare acolo și nu mai dăm niciun leu. Nu ne costă foarte nimic. Bine. Deci asta e... Notați, doamna, să și trecem la acțiuni. Facem dezmembrare. Proiectul, am vorbit cu proiectanți care au făcut canalizarea la OAE și o să dau, eu vi-l fac cu plata la succes, adică trebuie bani, nu dăm niciun bani din buget. Consultantul ne face cu consultanța și cu plata la fel, la eligibilitate, din succes și, la succes și le ia din proiect. Deci nu suntem atât de strânși cu bugetul anul ăsta, de nu știu cum am putea să mai economisim și în ce fel să putem... să putem funcționa. Adică, pe de o parte, să funcționăm ca și cu utilitățile care le avem. Infrastructură, rutier, drumuri, tot ce avem, utilaje, cheltuielile care sunt aici. Plus, apă, canal, iluminat public, tot ce avem și să-și implementăm proiectele, să nu rămânem descoperiți cu partea de cofinanțare. Am mai avea de primit de la Căminul Cultural vreo 5-600 de lei, 5-6 miliarde, 500 sau 5-800, dar durează până să faci recepția, tranșa, durează poate la finele anului ăsta sau chiar la începutul anului viitor. Și atunci trebuie să luăm un calcul pe ce avem, nu putem miza pe ce urmează să vină. Cât ne costă pe an dacă nu mentenanța la iluminat public? Cât plătim firmei respectiv? Cât am plătit, domnule, spune domnule. Păi, noi am plătit cu doar mentenanță, da. Deci, montare de corpuri de iluminat și s-a făcut. Doar mentenanță. În anii de eu nu plăteam mai mult acum, fiindcă am montat și anul trecut 250 de becuri și anul ăsta am mai montat cu 130, parcă, nu? 130 cu 250, 384 de becuri, aproape. Astea fiind în garanție pe 5 ani, mentenanța scade, că la astea 500 de becuri, dacă mai schimbau de două ori pe an, mai lua, nu știu, 30.000 pe an era noi. Acum cred că până într-o 150.000 maxim.
150 de lei. 15.000 de lei. Până 15.000 de lei mai zic. Zic că în banii ăștia să găsiți soluția asta care e cea mai eficientă, o văd acum, decât să lăsați omul pentru noi. Mai bine lăsați... Puneți la vot, eu mediatizez în comună, spun consilierii, eu hotărât un stăp da și 3 nu, sau cum spuneți, dar hotărâți clar și eu... Dacă pune unul da, unul nu, unul da, unul nu... Ci trebuie neapărat să aibă lumină la poartă. Nu e nicio supărare, bănuiesc că nu se supără, îmi asum eu. Să-mi majori, spuneți și eu am venit cu ideea. Puneți un stâlp, da, unul, nu, un corp de iluminată, mai suspendați unul. Dar putem funcționa toată noaptea pe iluminată. Simplu. Îmi vedem, poate găsăm soluții să funcționăm toată noaptea cu întuneric. Deci dacă vă asumă scoartă în toate poțiile și poate eu știu, poate... De la 9 la 5, prea multe ore. Asta... La 9 seara sau 9 jumătate. Nu există, bă. Ai vrea să aplicați așa ceva? La vara, iarna trebuie să aprinzi de la 5, la 4 jumătate, 5. Să la 4 jumătate, la 7. Să mergi la antena. La iarna e mai lumină, din zăpa la albă. Te rog să vii și să-l aprinzi la mine la poartă, să-l stângi când vrei tu. Ați văzut la Răcăciune, eu pus iluminat public de la Moara Drașilor, cum spuneam, de la Calea Ferată și până în Răstoacă. Să-l spart praștere. E un cercul de... 2-3 ani de când au iluminat, nu am văzut și eu nu mergem pe jos, pe stradă, cum mergeam noi cu 30 de ani. Niciodată. De tot ce vă urmați, ce? Care merge din gardinatul la trei doar, de doar e, știi, n-am să zic eu. Este voastră, acum, dacă vă asumați. Nu mi-a sun, veniți cu... Eu vă spun ce am auzit prin sat. Sau lumea ce spune. O mică taxă, energie. Nu vă spun eu că acum e bine așa. Partea mea, puteți să țineți o plictic. Eu, deci nu suntem singuri acum. Noi am încercat. Dacă populația o să creadă că trebuie să meargă toată noaptea, o să construim cetățenii și Consiliul Local să propună o taxă de iluminat public. Eu știu, un 10 lei pe an de fiecare gospodărie și atunci le lăsăm toată noaptea prins. Chiar dacă nu ne acoperim cu suma, să zicem, dar avem o taxă, avem o justificare, doamne, deocamdată. Nu, cum am spus mai înainte, la ora 8, când întuneric, bă, dimineață. Eu nu vreau să mai văd când e ceața afară, luminile aprinse. Acum întunecă la 8, la iarnă, cum am spus. Mai ales acum vara asta nu prea să mai întâmplă, că nu mai este. Când vine o ploaie, când mă urată, s-a prins becul dimineață. Da, bine, dar asta e destul de rar. Dacă țări 4-5 ori, ori 4-5 becul. Da, din păcate, tot ne dorim servicii publice, cât mai de calitate. Cât mai buni, dar cu taxă și impozite cât mai mici. Când e vorba de un taxă și toți am vrea să nu plătim. Da, ieri au somărit, carburant s-a somărit, energia s-a somărit, toate. Și noi cum să funcționăm cu aceiași bani sau gratis, dacă se poate. Cum? Că sunt... Ajutorul social s-a mai mărit? Da, s-a mărit, dar foarte puțin, cât 20 lei, 15 lei. 152 de lei? 152, da, da. Da, da, asta 10 lei. Da, cam astea, dacă... Mai să discutăm. Mai e ceva? Mai vrea cineva să mai spună? Da, vă mulțumim pentru... Mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc.